Bianca și Adrian au dat frâu liber sentimentelor și au decis să formeze oficial un cuplu, după sărutul din Camera Roșie, cei doi sunt siguri că se potrivesc. De la intrarea în casă, Adrian a fost fermecat de firea Biancăi, iar astăzi au ajuns să formeze un cuplu. Bia Binca a plâns în emisiune, după ce a fost acuzată că vorbește cu un băiat din afara emisiunii. Însă Bianca a ținut să clarifice situația, spunând că ea și băiatul respectiv sunt prieteni din copilărie. Bianca și Adrian au avut deja parte de un prim sărut în Camera Roșie, iar cei doi par a avea o relație profundă și armonioasă. Chiar și așa, ceilalți concurenți nu se feresc în a arunca săgeți între cei doi. Bianca și Adrian au planuri și în afară casei. Adrian i-a împărtășit planurile lui de viitor și a dezvăluit că dacă își va atinge obiectivele vor trăi fără griji. Sărutul lor a fost unul pasional, dar Bianca spune că nu i s-a dezvăluit cu totul lui Adrian, lăsându-l să descopere și alte secrete.